Militarii detașamentului de pompieri Fălticeni, împreună cu lucrătorii Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Slatina, au intervenit cu 3 auto speciale de stingere pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodărie din comuna Slatina. La sosirea echipajelor, flăcările se manifestau la adăpostul de animale cu pericol de propagare la casa de locuit și la o anexă gospodărească. Au ars adăpostul cu animale construit din lemn și acoperit cu azbociment pe o suprafață de aproximativ 100 metri pătrați și circa o tonă de fân. În incendiu au pierit 2 porci și un cal. Scânteile purtate de vânt au aprins și acoperișul unei case din vecinătate care a ars pe o suprafață de aproximativ 6 metri pătrați. Din fericire, focul a fost observat la timp și lichidat în limitele găsite. Inițial, incendiul a izbucnit din interiorul adăpostului de animale, unde s-au aprins plante furajere, cel mai probabil din cauza jocului copiilor cu focul. Incendiul a fost lichidat la ora 12:20, iar pompierii au salvat casele de locuit ale celor doi proprietari afectați și o construcție anexă din prima gospodărie.